Boala hemoroidală reprezintă niște varice la venele din regiunea anorectală. Aceste varice evoluează în patru stadii și pot evolua spre complicații uneori destul de supărătoare pentru bolnavi. Cauzele apariției lor, în afară de un factor predispozant familiar legat de structura venelor respective, deci tunica elastică a venelor, există o serie de factori favorizanți care declanșează simptomatologia hemoroizilor. Simptomatologie uneori foarte supărătoare. Acești factori sunt legați de stilul de viață referitor la sedentarism, statul mult pe scaun, în poziție șezândă, tulburări de tranzit, la bolnavi constipați, dar și la cei cu tranzit accelerat, cu diarei rebele, la tratament. De asemenea, creșterea presiunii în abdomen, la sarcină, la naștere, la anumite meserii sau sportivi care ridică greutăți mari și produc scremete, icnete și fac ca acești hemoroizi să evolueze spre complicații. Deci, pentru a preveni boala hemoroidală, trebuie întâi să umblăm la factorii care au declanșat această boală. Să ne schimbăm modul de viață, să evităm sedentarismul, să facem sport, să evităm statul mult pe scaun. De asemenea, obligatoriu este să ne reglăm tranzitul intestinal, să tratăm diareea cu toate mijloacele cunoscute, în principiu regim alimentar, de asemenea tulburările de tranzit, colita iritabilă care pot provoca diarei multiple și care să irite zona și să exacerbeze simptomatologia hemoroizilor. Simptomatologia lor este flu. Poate uneori să fie doar puțin deranjantă până la niște fenomene acute destul de supărătoare, grave, care aduc bolnavul la medic. De la niște dureri, care pot fi de la jenă până la durere colicativă, de asemenea, mici scurgeri seromucoase, care pătează toaleta, senzație de fund umed, de mâncărime, dar simptomul pregnant al hemoroizilor este sângerarea. Deci vine și denumirea de hemoroizi, sângerare care poate să fie minimă sau până la o sângerare majoră.